au dreptul să construiască pe aceste două terenuri. Mai mult ca atât, în zona aceea nu se permite construcția unui bloc locativ supraetajat. Acolo e doar posibil de construit clădirile până la 25 metri înălțimea. Și marea majoritatea construcțiilor nu pot fi cu titlul locativ. Acolo nu este avizul de la autoritatea drumurilor. Și asta doar un singur caz. O săptămână în urmă noi am scris ce ar trebui să facă un om care vrea să slujească poporului. Primele lucruri care trebuia să facă. Și noi am dat aceste sugestii lui Codreanu. Primul lucru trebuie să fie cerința de a dimite pe Nistor Grazavu, care este reprezentantul direct al mafiei imobiliare în această primărie. Dimisia lui Grazavu ar trebui să fie una din primele dispoziții lui Andrei Năstasic, prima adresare către Consiliul Municipal. Doi la mână, trebuia să fie revocate toate documentele pentru Bacan Voievod 1. Și trebuia să fie pornită anchetă finală pe acest caz. Plus la asta, Andrei Năstasic a avut de gând să revizuiască toate autorizațiile emise de ultimele 2 ani, deoarece mafia imobiliară cu reprezentanții săi, Grazavu și arhitect șef Baraza, au pus mâna pe tot patrimoniul orașului. Și iată aceste lucruri, noi am cerut o săptămână în urmă de la Codreanu. Și l-am întrebat pe dânsul dacă el este cu mafia sau cu poporul. Că a trecut o săptămână și nu vedem schimbări. Dar în mod normal, Grazavu de mult trebuia să fie, nu doar în conciliar, dar să fie diferit justiție. Demisia lui Grazavu cerem acum. Demisia! 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 Ресурсы умани, материалы, ши, дяу, чен. Аста, я
ne pregătește Bohat Neu. Dacă noi nu ne opunem acum, viitorul nu doar al nostru, dar al copiilor noștri, nepoților noștri, este foarte sumbru. Dictatura nu se oprește. Dictatura poate fi oprită, doar oprită. Jos dictatura! 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 Domnul Zucăr s-a exprimat deja referitor la construcția ilegală de pe strada Bogdan Voivod 1. Vreau să vă spun că împreună cu locuitorii din zona apropiată construcției am formulat o cerere. O cerere semnată de 70 de persoane care trăiesc în nemijlocită apropiere a acestei construcții ilegale. Prima cerere a fost pusă la inspecția de stat în construcție încă vineri, prin care se cere oprirea imediată a construcției. Astăzi înregistrăm această cerere la primărie. Cerem două lucruri. Când vor deschide ușa, să sperăm că toată ziua nu vor sta. Cerem de la primărie două lucruri. Anularea certificatului de urbanism pentru proiectare și anularea autorizației de construcție numărul 217C18. Aici sunt explicații. 8 puncte care au fost încălcate de către Nistor Grozavu, arhitectorul șef al municipiului, atunci când au fost emise aceste acte. Sperăm că primăria va anula aceste autorizații cât mai rapid și va stopa această construcție ilegală. Oamenii de pe strada Nadejda Ruso, casa lor este la 15 metri de groapa care se face fundația. 15 metri până la groapă. Ei se tem în fiecare zi de securitatea lor, de securitatea copiilor lor. Pentru agenție de stat în construcție acest lucru nu contează. Repet încă o dată. Vineri a fost depusă o cerere la agenție de stat în construcție pentru sistarea acestei construcții. Rugăm preza să meargă să întrebe cât timp ai o nevoie să citească 6 foi despre încălcări și să oprească această construcție. Chiar vă rugăm să mergeți să întrebați pe cei de la agenție de stat în construcții. Astăzi vom înregistra această cerere. De imediat ce vor deschide ușa, vom merge să o înregistrăm. Rugăm preza și aici să mergeți la Codreanu să-l întrebați cât timp are pentru a anula niște lucruri ilegale semnate de către Nistor Grozavu. Să-l întrebați pe Codreanu cât timp are nevoie pentru a-l demite pe o persoană care a comis astfel de ilegalități în autorizațiile de construcție. Noi contăm și pe faptul că presa se va implica și împreună vom putea opri această construcție ilegală, iar pe lângă ea sunt multe altele, de care chiar și fără funcția care ne-a fost furată, trebuie să le oprim, trebuie să ne luptăm, pentru că Chișinăul este al nostru și nu trebuie să admitem ca o clică mafiotă să curățească și să construiască blocuri locative peste tot unde este posibil. Vrem un Chișinău frumos. Jos corupția! 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 Jos corupția!
toții ce înseamnă o instituție capturată. Iată, o instituție capturată înseamnă să aibă și niște uși închise, să nu poți depune o cerere, să nu poți adresa, dar despre asta o să vorbim astăzi într-o conferință de presă pe care o organizăm împreună cu doamna Sandu, împreună cu domnul Viorel Cibotaru, ca urmare a vizitei noastre la Strasburg. O să organizăm această conferință de presă la ITN, la strada Pușkin. O să invităm acolo întreaga presă. Toată presa din Republica Moldova este invitată pentru a vorbi de tema vizitei noastre la Strasburg, tema rezoluției adoptate de către Parlamentul European, pe tema reacțiilor care le-am văzut cu toții aici în țară, dar și a celor din străinătate. Și noi vă mulțumim frumos că v-ați alăturat și astăzi activităților noastre în cadrul mișcării de rezistență națională. Vă rugăm să fiți pe fir, să ne citiți, să ne auziți, pentru că o să facem anunțuri în următoarele zile despre activitățile noastre din continuare, pentru că e important să luptăm până la capăt, să ne apărăm drepturile. Așa cum s-a văzut și în Parlamentul European, toată lumea de acolo este de partea cetățenilor. Suntem încurajați să continuăm să ne cerem drepturile. Acțiunile noastre de nesupunere civică pe care le-am adoptat împreună la ultimul meeting de protest din data de 3 iulie continuă urmăriți-ne, iar acum vom continua aceste activități cu trecerea de pietoni. Eu zic că putea să mergem încolo și încoace un 10, un sfert de oră, un 10 minute, un sfert de oră. Da, poate să deschide și ușa primăriei. Să facem cum au făcut armenii, cum o fac georgienii, cum o fac frații noștri la București, așa că mergeți acolo când este trecerea de pietoni. Iar după asta vă rugăm să ne urmăriți pe Facebook, pe paginile noastre oficiale, lăsați-le pe cele fake, dați pe paginile oficiale, uitați-vă la presa independentă, la Jurnal TV, la Ziarul de Gaze, la TV8, la ProTV și veți vom comunica prin intermediul acestei presi. Și te vedem! Da. Este închisă primărie, dar noi n-am venit aici tot. Închisă. Cât va mai fi închisă? Depinde de noi, depinde de unitatea noastră, depinde de solidaritatea noastră, depinde de cât de popor suntem, de cât caracter și de cât popor suntem. Pentru a transmite polițiștilor noștri că e timpul să nu mai apere dictatorul, să apere poporul. Să nu mai apere un uzurpator, unul care se vrea un dictator mic, dar iată că e dictator. Și atunci, sigur că colegii noștri au ales să mergem întâi de toate la Ministerul de Interne, să transmitem acest mesaj către toți polițiștii, către familiile lor, este timpul deja să nu mai apere uzurpatorul. Asta a fost mesajul nostru și sper că a fost auzit și la comisariatele din Republică. Vom ajunge și acolo. Noi nu cerem!
proteste să anunțăm. Până la 26 de august urmează asemenea protest, nespunere civică. Eu cred că este timpul să mergem la fiecare comisariat, pentru că dacă vine la minister, te aude numai în jos dan. Eu vă invit să mergeți acum fiecare la casă de lor, la serviciu, pentru că ați venit, bănuiesc, înainte de ora 9, cât nu este serviciu unii, și urmăriți-ne la conferința de presă de la ora 2. Anunțați-ne la ora 1. Unde? Anunțați-ne ca cei mai multe lume. Da, de acord, cred că trebuie să... La ora 1 vom face conferința de presă, la ora 2, deci noi să întâlnim ca să coordonăm anumite lucruri, dar la ora 1 urmăriți-ne pe internet, urmăriți-ne pe Facebook, pe Adnaclasnici, pe unde sunteți dumneavoastră, pe la ora 1. Fiți alături de noi, ce mai Thank you.